Salutare YouTube! Samsung Galaxy Fold 4 este cel mai tare telefon pliabil și în acest review aflam dacă e mai bun decât S22 Ultra sau iPhone 13 Pro. Față de anul trecut s-au făcut câteva schimbări foarte bune și de mult așteptate, dar mai întâi să vedem ce găsim în cutie. Avem o cutie suficient de subțire încât să încapă doar telefonul, un cablu USB-C la USB-C, manuale, cheița SIM și cam atât. Încă mi se pare ciudat cum telefoanele de top vin fără încărcător în pachet. E ca și cum ți-ai luat ultimul Ferrari, dar să-l primești fără cauciucuri, că oricum ai bani să-ți cumperi. Acum să trecem la cea mai satisfăcătoare parte dintr-un unboxing. Consider că telefonul este foarte frumos. Culoarea bej arată fine și nu atrage amprente, iar aranjamentul camerei este discret. Fold 4 are un plus la construcție, fiind din sticlă față și spate, cu ramă și balama din aluminiu. Despre Balama, Samsung garantează că va rezista la peste 200.000 de, de deschideri. Chiar dacă seamănă cu Fold 3 la design, Fold 4 e puțin mai ușor la 263 de grame. Când e deschis e foarte subțire la 6,3 mm și când este închis are o grosime de 15,8 mm. Încă o diferență față de anul trecut este că Fold 4 este puțin mai scund, dar mai lat, lucru care ajută în mod special ecranul secundar. Anul trecut acesta era destul de îngust și scrie greu pe el. Nici acum nu o spune că e ideal să scrii pe el, dar e mai bine. De asemenea, imagine pe ambele ecrane sunt mai subțiri și asta face telefonul să arate mai bine. Un plus la design este și camera frontală în display. Pare mai bine ascunsă decât anul trecut și uiți repede că e acolo. Dacă vă place videoclipul până acum, vă încurajez să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări. De asemenea, puteți deveni membri pentru clipuri suplimentare de la filmări și în comentarii las un link unde găsiți Fold 4 la cel mai bun preț. Revenind la telefon, de departe cea mai importantă caracteristică o reprezintă ecranele. Avem un ecran mai mic de 6,2 inci, Dynamic AMOLED cu rată de refresh de 120 Hz, HDR10+, și rezoluție undeva între HD și Full HD. Nu am observat pixel pe el și ca ecran secundar e foarte ok, practic ai un telefon mai mic pe care îl poți utiliza cu o mână când dorești. Însă ecranul principal e mai important. Are 7,6 inci și este Dynamic AMOLED cu rezoluție un fel de WQHD, rată de refresh de 120 Hz și HDR10+. Foldul practic este o tabletă care încape în buzunar. Este foarte fain să te uiți la videoclipuri pe un ecran atât de mare și unghiile de vizionare sunt foarte bune. De asemenea, ambele ecrane sunt la fel de luminoase și veți vedea bine în soare pe ele. Singura plângere ar fi că avem în continuare acea cută pe mijloc, însă ea este vizibilă doar când privim din anumite unghiuri. Ecranele fiind amândouă AMOLED găsim pe ambele o Display. Tot în setări putem activa modul întunecat. Samsung a încercat să ofere cât mai multe funcții software pentru a profita de ecranul mare, din panoul lateral putem selecta mai multe aplicații pentru multitasking. În aplicația cameră, în doi telefonul pentru a funcționa ca un trepied, astfel el fiind mai stabil și pozele și mai bine. Pe YouTube, dacă îndoim ecranul, pe partea de jos putem vedea comentariile sau să selectăm următorul videoclip. Ecranul secundar poate fi folosit ca o oglindă, astfel făcând selfie-urile la cea mai bună calitate cu senzorul principal. Gradul mare de personalizare se observă și la sistemul de operare. Aici putem modifica tot ce vrem și partea cea mai bună e că va primi 4 update-uri majore și 5 ani update-uri de securitate. Pentru că a venit cu Android 12, înseamnă că va primi Android 16. O categorie îmbunătățită este și bateria. Chiar dacă a rămas la 4400 mAh, avem un procesor mai eficient și Fold 4 m-a ținut o zi de utilizare intensă, lucru pe care pe Fold 3 nu-l reușeam. Am făcut poze, m-am jucat pe el, m-am uitat la multe clipuri și tot a restat o zi. Din păcate, încărcarea a rămas la 25W, ceea ce este puțin în 2022. E bine măcar că are încărcare wireless și wireless reversibilă. Și dacă am menționat procesorul mai devreme, acesta este Snapdragon 8 Plus Gen 1. Varianta 8 Gen 1, fără plus, am observat că se supraîncălzea pe telefoane testate. De asemenea, și Exynos-ul de pe seria S22 se supraîncălzea. Din acest motiv am fost mai atent cu Fold 4. În aplicațiile de zi cu zi, spatele telefonului era puțin călduț, dar nimic de speriat. În aplicațiile uzuale nu am avut probleme deloc, așa că am testat telefonul în jocuri și benchmark-uri. În Geekbench 5 a scos 1321 de puncte la single core și 3868 la multicore. La grafică, scorul a fost de 6459 de puncte. Apoi am vrut să văd dacă se supraîncălzește și am rulat Wildlife Extreme Stress Test și... se supraîncălzește cu un scor la stabilitate de 64%. E adevărat că scorurile sunt peste Galaxy S22 și S22 Ultra, dar rămân sub iPhone 13 Pro. Jocurile merg bine, telefonul e puțin călduț, dar fără ero sau lag. Call of Duty merge la grafica Very High cu frame Max sau Low cu Ultra. Mă aștept ca în timp procesorul să fie mai bine optimizat pentru că la momentul filmării Fold 4 este foarte recent Probabil cea mai mare îmbunătățire în acest an este camera. Avem o cameră principală nouă de 50 de megapixeli, una cu ultra larg de 12 mp și un senzor telefoto de 10 megapixeli cu zoom optic 3x. Pentru a decide voi dacă foldul se descurcă bine, am pregătit o comparație cu iPhone 13 Pro. Comparația este pe neștiute, adică voi nota telefoanele A și B pentru ca voi să alegeți poza preferată și nu compania preferată. Vă sfătuiesc să luați un pic și o foaie pentru a nota pozele și la final voi spune rezultatele. Să începem! Gata comparația, A era iPhone 13 Pro și B Samsung Galaxy Fold 4. Ce telefon ați ales? Puteți scrie răspunsul în comentarii pentru că telefonul cu mai multe voturi va fi desemnat câștigător. Personal aș fi mulțumit cu ambele camere. Am observat că diferă uneori culorile, pe iPhone fiind mai aproape de realitate și folduri exagerându-le puțin pentru a fi mai plăcute vizual. Foldul am observat că are HDR-ul mai bun. În lumină artificială și la modul portret, iPhone 13 Pro parcă are un avantaj. Foldul consider că are camera cu un ultra larg mai bună. Uneori a durat mai mult până fodul a focalizat și unele poze nu au ieșit cu trebuie. iPhone-ul la filmare rămâne cea mai bună opțiune. Samsung Galaxy Fold 4 vine cu difuzoare stereo și am pregătit o comparație tot cu iPhone 13 Pro pentru a vedea care se văd mai tare. Să începem! Așadar, care telefon sună mai bine? Ca metode de autentificare avem recunoașterea fetei și senzor de amprentă clasic motat în butonul de power. Mai avem suport Samsung DeX și S Pen pentru a desena sau lua notițe. Consider că Fold 4 este un telefon foarte frumos și bine construit, oferă o performanță notabilă, baterie bună, un sistem de operare bine optimizat și camerele tură asta chiar sunt bune. Ca dezavantaje prețul tehnologiei de pliere rămâne ridicat, nu-mi place să văd că în sarcini solicitante procesorul încă se supraîncălzește, și mi-aș fi plăcut ca viteza de încărcare să fie mai rapidă cu un încărcător în cutie. Fold 4 s-a lansat la 8900 de lei pentru varianta cu 12 GB RAM și 256 GB stocare. Am văzut că au apărut deja reduceri și mă aștept să vedem oferte tot mai bune în timp. Comparativ cu Samsung Galaxy S22 Ultra, Fold 4 câștigă la funcționalitate și multitasking, are ecranul mai mare, tehnologia de pliere impresionează și performanța este superioară. S22 Ultra este mai accesibil, are ecranul mai luminos, camere mai bune și S ul este mai convenabil integrat. Comparativ cu iPhone 13 Pro Max, foldul are ecranul mai mare, câștigă la versatilitate și multitasking și vine standard cu mai multă stocare și RAM. iPhone 13 Pro Max este mai accesibil, are baterie mai bună, este mai performant și va primi mai multe update-uri software. Galaxy Fold 4 mi-a fost oferit la testare de Samsung România fără beneficii materiale sau obligații. La fel ca toată lumea, Samsung vede pentru prima dată videoclipul aici. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem în videoclipul următor.